Eu am o singură întrebare. Dar care e problema cu depunerea moțiunii de cenzură? Eu am o singură, de fapt, întrebările legate de ce s-a întâmplat astăzi, eu le am față de opoziție. Eu nu găsesc nicio explicație de ce acest guvern încă nu este în fața unei moțiuni de cenzură. Și problema nu este doar în aceste scheme care și le-au trecut ei astăzi. Problema este în răspunsul absolut inadecvat la criza de sănătate publică. Da, deci toate acele măsuri care au fost cerute de experți, de acum oamenii de rând, văzând ce se întâmplă în toată lumea, au cerut măsuri radicale, lucru care nu s-a întâmplat. Până acum este o bălbăială. Deci este lipsă totală de transparență, acest guvern își pierde orice încredere. Vă imaginați ce înseamnă în ziua de astăzi cetățenii care din ce în ce mai puțin cred autorităților publice. Și asta se întâmplă pentru că atunci când îți iese ministrul sănătății, o dată, două ori pe zi și minte, ascunde, atunci când toate situațiile complicate și grave apar în presă, ei nu pot să le ascundă, deci asta este firesc. Atunci când iese medicii și se plâng, sunt nevoiți să adreseze la presă, care e deschis, care e pe ascuns, să explice ce se întâmplă. Deci, efectiv, gravitatea situației crește de la o zi la alta. Deci, guvernul ăsta nu face față pandemiei. A doua este situația economică. Deci, ei se joacă acum, deci ei sunt absolut rupți de realitate. Nu știu, deci în guvern sunt oameni care parcă înțeleg ce se întâmplă sau ar trebui să înțeleagă. Și eu sunt sigur că sunt nu puțin, cel puțin prin ministere, dacă nu în funcții ministeriale. Dar ei nu decid. Pentru că ei se joacă cu niște tâmpenii ca să-i crească unul dintre colegii lor de coaliție profiturile din vânzarea de prundiș pentru reparația drumurilor. Prieteni, și pentru că TV8 nu este doar o televiziune, este o platformă multimedia, abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Vă iubim pe fiecare dintre voi, de ce vă rugăm. Noi vrem să ajungem la 100.000 de urmăritori, de ce like și al toți prietenii să le spuneți să pună like și să urmărească canalul nostru. Noapte bună vă doresc!